Bună seara! Mă bucur să ne reîntâlnim. Cu mulți dintre dumneavoastră ne-am mai văzut la cealaltă lansare a Ioanei Drăgan. Nici nu mă așteptam să urmeze atât de rapid a doua carte, deși știam, mi-a spus că scrie la o carte nouă. Iată că ea a apărut, e în Căutarea Nefericirii, a apărut la aceeași editură, cum a apărut și Gripa, o poveste de Crăciun, cartea ei din 2021, despre care am vorbit, într-o echipă asemănătoare, cu mici diferențe. Sunt în această seară împreună cu noi cunoscători ai prozei, cunoscători ai romanelor, cunoscători ai cărților Ioanei Drăgan. Este vorba despre Florina Pârjon, jurnalist cultural, eseistă, autoarea unei cărți foarte interesante de teorie și critică literară, da, carte de identități, și domnul Ioan Cristescu, profesor, editor binecunoscut și director al acestui muzeu în care ne aflăm acum. Și bineînțeles că Ioana Drăgan, emoționată sunt și eu, ce-i drept, deși nu mă așteptam. Am rugat-o pe Ioana să începem această întâlnire cu o lectură, pentru că m-am gândit că în felul acesta destindem puțin atmosfera și scăpăm și noi de emoții și în același timp vă introducem și pe dumneavoastră în materia cărții, în tot ce a creat aici Ioana ca personaje, în toată această construcție romanescă. Dar până atunci aș vrea să spun două, trei cuvinte despre Căutarea Nefericirii. Spuneam și Ioanei mai devreme că mi s-a părut că e mai complexă decât cealaltă carte despre care am vorbit, despre Gripa, o poveste de Crăciun. Era și firesc să fie așa, pentru că aici este o cu totul altă atmosferă, sunt mult mai multe personaje, e o construcție mai amplă, personajele însele sunt construite mai amplu și urmărite pe un traseu mult mai întins și s-au născut niște personaje așa cum Ioana știe să le construiască de la primele sale cărți, de la cărțile de proză scurtă, unde asta se remarca în general, că personajele sunt foarte vii, sunt foarte bine conturate și parcă descind din proză și rămân în memoria celui care citește pentru multă vreme. La fel se întâmplă și în Căutarea Nefericirii. Personajele ei parcă ies din carte, parcă sunt personaje vii, persoane vii printre noi, le vedem cu problemele lor, cu aspirațiile lor și mai ales cu această mare aspirație către fericire, nefericire, pentru că de fapt căutarea fericirii poate să fie și o mare nefericire. Dar sigur că vom afla mult mai multe lucruri despre asta citind cartea sau poate chiar ascultând-o astăzi pe Ioana, pentru că și fragmentele sunt importante. Un fragment, mai ales așa cum a reușit Ioana să le aleagă, poate să dea seamă despre ce se întâmplă într-o carte, despre cum arată personajele acestei cărți și chiar și despre construcție, ca să nu mai vorbim despre stil. Vom vedea imediat după ce le citește Ioana. Mulțumesc foarte mult, Georgeta Drăghici. Să încep și eu prin a vă mulțumi în esență cu ceea ce de obicei se spune la sfârșit. Eu vreau să vă mulțumesc la început pentru faptul că v-ați rupt din timpul dumneavoastră prețios pentru a fi alături de mine și de bucuria lansării către cititori, lansării
către dumneavoastră, în fapt, a unui nou volum, a unei noi cărți, a unui nou roman, o mare bucurie pentru mine. Vă mulțumesc! Voi citi un scurt fragment, așa cum a menționat Georgeta, dar ca să se înțeleagă, aș spune doar că e vorba de cele două personaje, nu mă apuc să povestesc romanul, dar ca să se înțeleagă puțin fragmentul, este vorba despre două personaje masculine, un controlor de tren păruta de maximă siguranță națională, Focșan Panciu, și un tăietor de lemne din industria forestieră din Finlanda, care se întâlnesc pe Skype și încep să au și leagă o prietenie pe Skype și pe Messenger. Doar asta nu-i spusese lui Oni, Gelu, că în unele seri i-a trecut prin cap să-și ia zilele. Și mai mult de rușine, pentru că cine știe ce ar fi crezut despre el finlandezul și poate că n-ar mai fi intrat pe Skype cu el de frică. Se gândea că în fond nu e așa o mare filozofie să te arunci în fața trenului, cum văzuse nu odată femei și bărbați. Te face locomotiva terci și gata, ai scăpat de necazuri. Dar ce să vezi, telepatie? Într-o zi chiar Oni abordase subiectul, comentând rata sinuciderii din Finlanda și vrând să știe cam cum stă România pe tema asta. Big, Gelu, big! De ce să omoară mai oamenii la voi? Unii de singurătate, alții de fericiți ce sunt, my friend. De prea multă fericire, e boring. Atunci, din vorbă în vorbă, aflase și el că Finlanda e țara celor mai fericiți oameni de pe planetă, că așa apare de ani de zile nu știu ce sondaje făcute de tot felul de nefericiți. Reieșea că din toate țările, doar acolo toată lumea se declară mulțumită cu ce are și normal la PIB-ul care e la cote sus de tot, că toți sunt în extaz față de cine-i guvernează, că le place de prim-ministra lor tânără, simpatică și frumoasă, că singura grijă, dar și mândrie, e mediul înconjurător, că sunt încrezător în prezent și în viitor și că, ce mai, viața e frumoasă. Curge liniștit. Nu furtun, nu valuri, nu știri bombă, nu cataclisme, nimic din toate astea. Nici nu simți că de fapt ești treaz și că te miști în visul ăsta suav. Adormi doar când te uiți în jur. Și tu ești, Oni, băiatule fericit? Gelu era curios să vadă ce zice Oni, că dacă l-ar fi întrebat pe el cineva așa ceva, l-ar fi luat cu huo. Să fie al naibii ăla care se plictisește în România. Cât despre prim-ministră, mai bine să uităm. Gelu se gândea că nici nu știe ce e aia plictiseală. Nu crede că s-a plictisit vreodată cu atâtea probleme pe capul lui și cu serviciul ăsta, unde lucrurile se împuțiseră și de unde să scoată acum alți bani, să dea mită pentru o angajare la o firmă mai de Doamne ajută. Să te plictisești de cât de bine ție. Asta e vrăjeală. Cât despre cât e el de satisfăcut de guvern, Doamne, dacă nu i-ar fi teamă că sfârșește ori bătut, ori închis, ar fi primul să dea foc la Palatul Victoria din București. Cred că am omis să spunem că îl așteptăm și pe Paul Cernat, să sperăm că ajunge. În orice caz, el a semnat postfața cărții, așa că părerile lui le puteți găsi acolo. Marina Prejol, cred că te rugăm pe tine să ne spui, să spargi gheața ta, să ne spui câte ceva despre carte. Deja cred că avem niște indicii din textul Ioanei, niște lucruri legate de stil, niște lucruri legate de temă. Bună seara tuturor! Da, avem niște indicii, dar eu aș vrea, înainte de a mă referi la stil și la oralitatea care deja e marca Ioanei Drăgan, să vorbesc un pic despre întâlnirea mea cu această autoare, care mi-a devenit foarte drag într-un timp foarte scurt. Citisem poveștile Monei, dar adevărata descoperire a fost, de fapt, romanul care a fost publicat înaintea celui despre care vorbim în seara aceasta, Gripa, o poveste de Crăciun. Eram în jurul unui premiu literar și așa am citit cartea. Recunosc că a fost un noroc atunci că mi-a căzut în mână și că am citit-o.
Mi-a plăcut foarte mult. E ceva aparte în spațiul românesc literar. A fost un roman care pentru mine a fost o revelație. Mi-a atras atenția și m-a convins de calitățile acestei autoare, după care a venit antologia aceea de la Litera, unde au fost reunite toate prozele scurte ale Ioanei Drăgan, pe care am parcurs-o, deși știam poveștile Monei, dar pe care am parcurs-o cap-coadă cu foarte mare plăcere. Și acum a venit acest roman surpriză, îi zic eu, că e un roman surpriză, și m-a convins cumva încă o dată de capacitatea Ioanei Drăgan de a construi și de a performa, iertați-mi cuvântul, nu e poate cel mai fericit, și pe spații foarte scurte, ca în primele ei texte, și pe un roman de 300 de pagini. Deci a fost, într-adevăr, un pariu și o probă pe care Ioana Drăgan a trecut-o cu brio. O premieră, spuneam, și o surpriză, și pentru că e, cred că, cel mai lung text al Ioanei de până acum, și pentru că merge într-o direcție un pic diferită de ceea ce eram obișnuiți până acum noi cititorii ei să găsim în cărțile ei. Adică o explorare a identităților feminine, a psihologiei feminine, foarte multe eroine, vietăți și alte femei, foarte multe povești care s-au construit în jurul unor eroine femei. De data asta avem o schimbare de macaz și iarăși poate a fost un pariu al autoarei, nu știu, dar în orice caz, de data asta, personajele principale sunt doi tineri bărbați în două spații culturale diferite, un român din Focșani și un finlandez din, nu știu cum se pronunță, Ulu. Așa, oraș Ulu, un oraș în nordul Finlandei, un orășel. Două personaje care, de fapt, sunt două glasuri ale unor spații culturale diferite. Mie cel mai mult mi-a plăcut, dincolo de faptul că sunt extrem de bine construite personajele și vocile, în așa fel încât le ții minte după ce ai zis cartea, aproape că te aștepți să te întâlnești cu ei pe stradă, cel puțin cu Gelu. Gelu e un prototip al românului de un anumit fel, controlor de CFR, aflat, iată, într-o căutare a fericirii sau a nefericirii. Paul Cernat spune foarte interesant în postfața lui că este vorba de un antibovarism, da? Că e în căutarea nefericirii. Bun, deci două voci masculine foarte, foarte reușite, două personaje foarte vii, asta e primul lucru pe care vreau să-l spun, și două priviri foarte distincte și foarte reprezentative, aș zice, pentru două spații culturale. Mie foarte mult mi-a plăcut acest lucru, aceste călătorii antropologice, aceste priviri antropologice diferite pe care le au cei doi. Pe de-o parte este privirea asta antropologică retractilă, de teamă, eu știu și eu, de retragere pe care o are Gelu când ajunge în Ulu. Pe de altă parte este privirea fascinată a finlandezului care vine în România și găsește aici pământul făgăduinței, da? Locul fericirii eterne, spațiul în care își găsește, eu știu, a doua mare iubire, poftim, sau iubirea care reușește să o înlocuiască pe cea nefericită după care finlandezul tângea. Deci această cumva, această construcție cu miză antropologică mi s-a părut unul din meritele foarte mari ale cărții. Faptul că avem aceste priviri diferite și aceste descrieri extrem de convingătoare ale acestor priviri, ale străinului venit într-un loc necunoscut, în Finlanda, respectiv în România. Ce se vede prin ochii lor? Asta am văzut și noi și asta a fost
asta a fost extrem, extrem de interesant și de, și de convingător. Apoi, întorcându-mă la fragmentul pe care l-a citit Ioana, evident că cred că unul din lucrurile foarte, cum să zic, foarte bune și remarcabile ale prozei ei este această, este acest stil, este această oralitate extraordinară. Ea e o prozatoare care se încadrează în neorealismul nouăzecist. Da? Și citindu-i antologia asta apărută acum la Litera, mi-am dat seama că cumva asta este firul roșu al prozei ei. Faptul că reușește stilistic să aducă, să facă personajele să vorbească într-un mod atât de, atât de convingător și să le facă vii, să le construiască identități, biografii, povești de viață, pe care să le strunească atât de bine și să le poată, cum să zic, potrivi în această, cumva, în această ramă mai largă a temei romanului sau a povestirii. Foarte, aș zice că și foarte rar în, în ultimii ani acest, această vorbire atât de vie a personajelor. Adică asta e ceva ce, ce o distinge și o, pe autoare și o face o prezență absolut remarcabilă în peisajul literar autohton. O să mai spun lucruri, iau, îmi trag de suflare o secundă și dacă e mai, mai pot interveni după aceea. Pot să te întreb eu ceva, pentru că tu ai scris în general despre autoficțiune și ai putea să faci o paralelă, ai putea să faci distinții între acest tip de proză, autoficțiunea, care a avut un mare avânt nu numai la noi, în toată lumea, și această direcție realistă a prozei care există și ea, pe care foarte mulți prozatori încă o au și pe care Ioana mizează, mizat întotdeauna. Da, slavă Domnului, Ioana merge într-o altă direcție și bine face. Cumva, nu vreau să spun neapărat că autoficțiunea este o variantă comodă de literatură, poate că este, dar numesc autoficțiune mai degrabă ce se duce în direcția nombilismului și cumva unei, cum să zic, a unei preocupări excesive pentru tine ca personaj al literaturii pe care o scrii. Ioana, din contra, merge în, într-o direcție diferită. Aș zice că mari prozatori fac asta, pentru că, da, bun, e ușor să scrii despre tine, să te oglindești, să te scrii despre tine, în orice caz, și, și scrii la persoana a treia. Da, e mult mai provocator și mult mai greu, cred, să construiești lumi, personaje, să amesteci, cum se întâmplă întotdeauna în literatură, viața cu viața ta ca autor, viața celorlalți cu imaginația. Deci e în direcția opusă, aș zice. Deși văd că, apropo că ai spus de autoficțiune și cumva mi-ai ridicat ușor această linge, se scrie în continuare autoficțiune, adică mă așteptam ca asta să fie o modă și să fi trecut deja, dar se pare că literatura încă, da, încă pariază pe persoana întâi dusă la extrem, pentru că acum sunt texte care au miez autobiografic, sunt texte în care, să zicem, poți să recunoști elemente din biografia autorului, sunt, dar autoficțiunea deja este un experiment, este o zonă, e o zonă în care această persoană întâi devine, cum să zic, copleșitoare. Aici nu e și cumva nu e vorba de așa ceva, e vorba din contra de, de niște zone, deși acum, că ai pronunțat autoficțiune,
mă fac o piruetă spre, spre Ioana și poate că nu ăsta era desfășurătorul, dar în cartea ei se, sunt foarte, aș fi foarte curioasă, jurnalistul din mine clopotește de nerăbdare să afle poate spre finalul întâlnirii din asta, de astă seară, unde a reușit să, să descrie acest spațiu finlandez atât de bine, atât de convingător. Adică ori este o muncă de documentare, ori a trăit acolo, ori, nu știu, în orice caz e ceea ce m-a bântuit după ce am terminat cartea. E clar că Focșanu e un oraș, oricare oraș din România, să zicem, ar putea fi Focșanu, dar, dar nu știu cum de, de a reușit să ne ducă, să ne plimbe prin Finlanda, deși noi n-am fost niciodată acolo. Păi, oricât ar plăcea un scriitor în ficțiune, este aproape imposibil să nu dea o raită și prin propria biografie și să se inspire din ce se întâmplă și acolo, poate vrei să-i spui acum. Da, mulțumesc pentru întrebare. Știți, la toate lansările acestea în care, de fapt, cei care îmi fac onoarea să participe spun lucruri atât de frumoase despre mine, stau ca un om spectacol și îmi dau seama, Doamne, așa o fi, o fi adevărat, vă dați seama că toate sunt spuse pentru a vă convinge pe dumneavoastră să citiți această carte. Sigur că eu, citind câteva fragmente, fac același lucru și acesta este, de fapt, scopul întâlnirii noastre. Revenind de la întrebare, da, eu am avut șansa de a, în această viață, de a sta în, deocamdată până acum în două spații complet diferite, de a locui 5 ani în Suedia și 5 ani la Ierusalim. Această carte este terminată la Ierusalim. Dar, într-adevăr, am cunoscut foarte bine spațiul nordic, nu am niciun fel de explicație, îmi și place foarte mult spațiul nordic, îmi place și literatura nordică foarte mult, nu am absolut nicio explicație de ce iubesc scriitorii islandezi, de exemplu, sau de ce îmi plac foarte mult scriitorii suedezi și așa mai departe, dar, mă rog, asta este ca un fel de, de a spune ceva despre ceea ce, de fapt, nu contează în acest roman. Nu am fost, de exemplu, nu am trecut decât foarte tangențial prin Focșani, poate de două ori în viața mea, deci nu, adică nu, nu, e foarte multă, sigur că este și documentare, sigur că am pornit romanul acesta și de la ceea ce știe toată lumea, că tema fapt și faptul că Finlanda este considerată pentru al șaselea an consecutiv țara cea mai fericită de pe lume, conform unui clasament al unui raport al mondial, dar pe niște criterii care sigur că sunt îndeplinite, dar asta nu înseamnă că tema a pornit exact doar de la o documentare strictă pe teren. În spate este altceva și nu este decât ficțiune. Da, autoficțiune poate să fie în orice, însă cel mai important pentru un scriitor realist, așa cum îmi place mie să mă consider sau mă rog, să visez că sunt, este până la urmă tot ficțiune. Ca să... Da. Chiar ești un scriitor realist, asta s-a remarcat de la început și cine citește cărțile nu poate decât să constate singur acest lucru. Și cred că e important ca o literatură să se desfășoare pe atât de multe direcții, pentru că e important să se scrie și subiectiv, nu? Să se scrie aceste autoficțiuni. De fapt, a fost mereu o pendulare între subiectiv și obiectiv în literatură. De când se tot scrie literatura, sunt scriitori și de o parte și de alta a stilurilor și a abordărilor literare. Ce mă gândeam eu să spun legat de faptul că mai devreme ai amintit de, acea, de acel raport despre Finlanda ca fiind cea mai fericită țară
din lume, sau, mă rog, țara cu cei mai fericiți oameni din lume. Și despre România, mi se pare că s-a făcut acum câțiva ani un raport și s-a constatat că sunt în România printre cei mai depresivi oameni din lume. Și așa că întâlnirea între cei mai fericiți și cei mai nefericiți a condus la niște idei foarte interesante. Dacă vrei să ne mai citești. Da, pentru că despre carte eu nu prea mai am ce să spun. Cred că totul se găsește în carte. Așa încât, da, cu permisiunea dumneavoastră, mai citesc, dacă aveți răbdare, tot așa un scurt fragment. Finlanda, hai că am trăit să o văd și pe asta. Gelu, eu știu că tu ai mari probleme și că divorțul ăsta te-a zăpăcit cu totul. Dar ca să-ți cauți liniștea și fericirea unde neam de neamul tău n-a gândit vreodată, n-aș fi crezut nici dacă mi-ai fi dat un scris. Florica se despărțise de el privindu-l cu regretul înscris pe chip și spunându-i că nu-l vede în stare de o asemenea acrobație mortală în gol și că mai are încă timp să se răzgândească. Gelule, tată, de când ești tu satanist? Haleluia, mai ții minte? Costia asocia Finlanda toată cu trupa aia de hard rocker care câștigase în urmă cu aproape 20 de ani Eurovisionul spre stupefacția întregii lumi și a orașului Focșani, care dăduse acatiste pentru piesa națională Tornero și spera să pună în ultima clipă că lumea nu e pierdută cu totul. Când i-a văzut pe diavolii finlandezi de la Lordi, zbierând și zbuciumându-se la unison pe scenă, Costi, care a fost un adolescent rebel, n-a dormit toată noaptea, fascinat de monștri, și și-a lăsat pentru prima și ultima oară în viața lui plete. A fredonat o vară întreagă hard rock Hallelujah, scălâmbâindu-se în fața oglinzii spre disperarea familiei până când s-a plictisit. Gelu descoperea lucruri noi și îl privea pe Costi cu aceeași expresie de năuceală pe care a avut-o în fața unei poezii cu un titlu complicat, ceva cu o riglă și cu o laponă, care i-a picat lui la bac și nici acum nu știe ce a scris și cum de-a trecut examenul ăla. Mai cu seamă când Costi a mărturisit că, îndrăgostit la nebunie de formația monștrilor, și-ar fi dorit și el în anii aia să ajungă în Finlanda și-ar fi mers și pe jos până acolo. Și dacă ar fi să-i asculte într-un concert live, ca ăsta la care se uită el și când și când pe telefon, și să zică Gelu că nu-i așa, doar se uită și vede și el acum ce buni erau, Costi s-ar încumeta și acum la drum. În condițiile în care, dacă în viața lui și așa complicată n-ar fi intrat prin laptop onii ăsta, Gelu, sătul de mersul trenurilor, n-ar fi călătorit nici până la Bacău, da, apoi până la Ulu, unde l-așteaptă cu brațele deschise prietenul lui de ultima oră. Printre destul de multele schimbări din această carte, portându-ne la celelalte ale Ioanei, una foarte vizibilă e faptul că se concentrează asupra personajelor masculine, în timp ce toate celelalte cărți investigau, descriau personaje feminine, identități feminine. Și nu dau seama dacă este vorba despre o schimbare pentru că trebuia explorată și această zonă, ca să zic așa, a personajelor, dar poate că ne spune domnul Ioan Tristescu cum a văzut punerea sub lupă a acestor personaje masculine. Bună seara! Tot ce s-a spus aici este foarte adevărat și despre viața viețuită a personajelor, dar eu am avut norocul, într-un fel, să citesc oarecum cartea de două ori. Adică, în primul rând, printr-un drum până la Suceava și înapoi mi-o citea soția mea, manuscrisul. Și, în al doilea rând, în ultima săptămână, și eu mi-am pus problema care-i povestea cu Finlanda și norocul, și atunci am tot gândit ce să fac și am ajuns la biografie și știam de Stockholm. Și dacă ești la Stockholm, sigur, acum nordicii sunt cam
toți acolo. Din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere, sigur. Dar, și am încercat să văd care e treaba cu acest roman. Și în primul rând, după ce l-am citit, mie mi s-a părut ca fiind o miniserie cinematografică. De altfel, el are o structură cinematografică foarte clară. Vezi și cum se plimbă personajele, le vezi și în microbuz, și în tren, și în avion, și unde se duc. Dar ceea ce este amănuntul extrem de important este că nu e rupt nicăieri. Are o continuitate pe care o simți de la un capăt la altul și te legi de această continuitate, adică această continuitate nu este ideea de surpriză, să vină autorul să mai rupă cu ceva, ceva. Totul pare firesc că e acolo. Și, și în ceea ce discută ei pe Skype, și în ceea ce se întâmplă, și în relațiile interumane. Că divorțează, parcă că se cuplează, parcă totul e din această continuitate care, pe care nu o aștepți cu sufletul la gură, ci vezi care viața aceasta unde duce. Și simți nevoia să mergi cu viața personajelor mai departe. De altfel, și cu gripa și cu acest roman, eu am avut o surpriză plăcută. Nu mă așteptam, nu știam prozele scurte ale Ioane Drăgan. Și mă întrebam când am citit Gripa, iar acum cu atât mai mult acest roman, cum eu o vedeam, continuând cu critica literară, cartea ei despre romanul popular, o întâlnesc și acum în bibliografiile de tezelor de doctorat. Nu poate să fie scoasă, este și când am asociat cu în bibliografia românească cu cine să o asociez, sigur că am asociat-o cu un bun prieten, profesor de-al meu, cu Silviu Angelescu, cu Portretul literar, care nici aia nu poate. Sunt două cărți unicat, până acum nu s-au mai născut altele pe tema aceasta. Dar ceea ce spune Paul Cernat aici, are la un moment dat încearcă să spună ceva și ar fi trebuit să continue. Cuvântul acesta popular nu ne duce cu gândul la romanul popular, dar tocmai aceasta este marea calitate a acestui roman, faptul că personajele și viața este o, hai să o numim, populară. Niciunul nu este excepțional, au trăiri, dar aceste trăiri se fac într-un mediu pe care îl cunoaștem cu toții, sigur mai puțin cel finlandez, dar prin toate datele pe care ne dă, am senzația că s-a documentat foarte bine, foarte mult, că și-a luat multe notițe, chiar asta cu, e destul de greu de crezut că Toarnerou ține minte sau ce s-a întâmplat, dar pe de altă parte, simt peste tot că se uită cu la personajele din carte, Ioana Drăgan se uită și cu un soi de zâmbet și de ironie. Ori ce calitate are ironia e că inevitabil, oricât ai putea să fii de ironic, ai și un anumit tip de afectivitate. Ori ea își iubește personajele astea amărâte, cum sunt, că ele trăiesc o viață nefericită în căutarea fericirii. Dacă, și aici întoarcerea despre a romanul popular, care știm, sigur, știm cu toții că acolo totul se caută fericirea, aici se caută nefericirea, nu este antibovaric, din punctul meu de vedere. Este un
dacă tot s-a pomenit cuvântul neorealism, este un roman de tipul filmului neorealist și nu al literaturii neorealiste. Ea regizează viața personajelor, viața lor, fără să, și dacă îmi permit o parafrază, aceasta este o carte de identități. Și aceasta este o carte de identități. Pentru că toate personajele au o identitate, nu găsești, eu nu știu care ar putea să fie secundar pe aici, chiar dacă aveam pe cei doi. Iar finalul este, acum să laud și eu, să laud cartea și să vă invit ca editor, trebuie să fac lucrul acesta, nu că trebuie. Sunt, ar fi și cumva să nu-l fac. Finalul este genial. Vă spun, să vină omul din Finlanda să se păcălească în halul ăla, eu aștept o continuare, simt nevoia de unei continuare să vedem ce se întâmplă cu omul ăla acolo când își ia de aici, ce nenorocirea vieții lui, ca să mai spun. Haideți să nu fiu misogin acum, că între ghilimele. Și nici nu știm. Dar e... De asta spuneam că e ironia aceasta foarte fină și zâmbetul acela. Haideți să vedem ce... Haideți și pe asta ce... Că, pentru că, sigur, iar gelul acesta care își găsește liniștea lângă o femeie care gătește bine, cum să spun, e împlinirea vieții lui. Și-a găsit fericirea în gătitul bine al iubitei, ceea ce poate asta îl face excepțional într-un fel, dar vă spun, rar am citit din literatura română contemporană și citesc că de când e Doina Ruș la Litera, îmi trimite aproape săptămânal câte un roman sau câte o carte de proză. Și n-am încotro și pe unele le citesc, pe altele le răsfoiesc. Este tipul de roman pe care, la care se plătează două evaluări. Unul este extrem de bine scris și asta înseamnă că autoarea știe lecția narațiunii, narativității foarte bine și, sigur, scriind teza aceea excepțională, n-avea cum să rateze, dar în al doilea rând are ceea ce căutăm cu toții în literatură, chiar dacă o numim ficțiune, are viață. Și tipul acesta de viață are, putem să-l numim cum vrem, umanitate, dacă vreți. Dar nu este vorba numai de o umanitate așa teoretică. E o umanitate pe care noi, cititorii, o simțim. Ori atunci când o simți, parcă la lectură te apropii cu aceeași aspecte cu care și regizoarea, autoare s-a apropiat. Cu un zâmbet și cu simți și tu să ai puțină ironie. De ce? Pentru că poate ai pățit și tu câte ceva de acolo. Dar eu uite-l și pe ăsta ce a mai pătit, ce i s-a întâmplat. Nu mă așteptam ca la acest finlandez să vină în România și să găsească pământul păgăduinței. Dar în același timp, cel românul care pleacă acolo să se întoarcă și să-și refacă viața cumva, e totuși totul un dut de vină. Sigur că atunci când vorbeam de cinematografie, ideea de traseu, ideea de călătorie este foarte bună și asta susține, e coloana romanului în construcție.
dar el stă nu numai în această grozavă construcție, ci stă pe aceste grozave personaje, care nu sunt excepționale, nu au aventuri nemaipomenite, nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Sunt pur și simplu oameni într-un cotidian pe care ne-l propune Ioana Drăgan. Dacă ar fi fost bovaric sau antibovaric, am fi simțit ceea ce se numește artificial. Am simțit livresc. Observați că tipul de livresc pe care îl folosește, să zicem așa, referința aceasta la Riga Crypto. Riga nu este o referință livrescă, este pur și simplu o nuanță pitorească, care și la care sigur se pricepă alții mai bine să despice ca fiind stil. Că dincolo de construcție, dincolo de personaje, ca să faci tipul acesta de personaje, este de un stil. Și stilul cred că este în acest continuum pe care îl are, Roman. Îmi spunea mai devreme că o să spună ea, dar o să spun eu când am editat Gripa, că am spus că e cam... Cum am zis? E cam scurtă. E cam scurtă. E, aici, în aceste trei... Eu nu știu cum o să o conving, dar poate peste vreo câteva luni îmi spune ce s-a întâmplat în Finlanda cu ea doi, pentru că pentru mine și cu... pentru mine a rămas că trebuie să continue cumva. Tot vorbeam de continuu. Dacă el e și împărțit, când ziceam de cinematografie, miniserie, el are o împărțeală, așa, oarecum, pe scene, în dramaturgie am vorbit de acte, dar aici nu e act, nu este o piesă de teatru, este pur și simplu o privire cinematografică care ar putea să facă un film neorealist, dar nu este literatură neorealistă. După opinia mea umilă. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Florina Pârjol spuneai că dacă e nevoie, ne mai spui câte ceva. Trebuie să-i răspunzi, domnule. Nu să-i răspund în scris, probabil. Mă gândeam acum că spuneați noastră că Gripa a fost scurt. A fost fix cât trebuia să fie un romanț. Cumva ăsta este, dar nu neapărat în sensul popular, pentru că e clar că autoarea are acest background doctoral, această teză de doctorat devenită carte despre romanul popular, ci în ideea asta de microroman al unei relații. Mie de asta mi-a și plăcut Gripa, că a fost cumva un pariu cu, tot folosesc cuvântul ăsta în seara asta, nu știu, mă urmărește, un tip de literatură, un alt tip de literatură, un alt tip de poveste, povestea unei relații. Acum, revenind la romanul despre care vorbim în seara asta, spunea domnul Cristescu mai devreme că nu există persoanele secundare sau că aș întări această idee spunând sau sublinind că toate personajele sunt memorabile. E remarcabil cum reușește autoarea să facă și din personaje de planul 2, să zic, în afară de cei doi protagoniști. Există tot felul de alte alți prieteni, alți oameni din anturajul celor doi protagoniști, care și ei devin personaje vii și devin personaje, cum să zic, cu propriile lor vieți, cu propriile lor identități, bine creionate, memorabile, într-un cuvânt. Fragmentele pe care le-a citit Ioana
cu siguranță v-au stârnit și zâmbete, dacă nu chiar râs. E și asta o latură a romanului, că e amuzant și dialogurile dintre cele două personaje pe Skype. Vă dați seama, doi oameni în fața unor ecrane care își vorbesc din două regiuni diferite. Niciunul dintre ei nu știe bine engleză, prin urmare totul se face cu aproximări. Și acest dialog e clar că e unul savuros și e unul care ne bine dispune. Toate acele traduceri sau încercări de traduceri de motamo ale expresii neaușe sunt de un comic nebun și și ăsta este un merit al cărții, faptul că personajele astea din dialogul lor se naște cumva un râs. Sigur că și elementul ăsta numit ironie e foarte bine dozat și e foarte prezent în carte. Da, sunt cred că sunt multe lucruri de spus, ar trebui două serii la rând povestind despre, fără să dăm cumva spoilere, adică fără să povestim, pentru că cartea are o poveste și e clar că dacă ne apucăm să spunem sau să divulgăm detalii, veți pierde din savoarea lui. Construcția asta între cele două personaje, evident, e, cum să zic, produsul unei autoare care știe să construiască bine o narațiune și pe spații foarte mici. Am văzut în antologia de la Litera, în primul volum, texte din primul tău volum, Ioana, de o pagină remarcabil, să poți să fii bun și pe o pagină și pe 300 de pagini. Adică, cumva, de la momentul debutului ăsta suntem într-o cu totul altă direcție și suntem în continuare, cum să zic, la un nivel absolut remarcabil. Sunt foarte curioasă ce o să urmeze, adică e limpede că cred că romanul ăsta marchează poate o nouă direcție, nu știu, sau poate niște noi direcții în literatura Ioanei Drăgan și e limpede că după romanțul Gripa, după Încăutarea Nefericirii, va urma ceva surprinzător, va fi o surpriză cu siguranță și următoarea carte. Aș mai spune un lucru, poate nu cu referire la cartea aceasta, cu referire la proza Ioanei, care e interesată de această psihologie feminină, aceste identități feminine. Ea are o voce aparte, scriind din perspectiva autoarei, dar nefiind totuși o autoare de proză feminină, în sensul acela de care vorbea și Lovinescu, sigur, pe care l-am tot întors pe toate părțile de-a lungul timpului, pentru că s-a tot vorbit despre ce înseamnă literatură feminină, care sunt, dacă, ce face ca o literatură să fie feminină. Ioana nu are această, nu știu cum să-i spun, feminitate dulce, e corozivă, e foarte puternică și da, aproape că ai zice că e contra acestei direcții a literaturii. Și e interesant asta, pentru că în general, apropo de autoficțiune și de a scrie despre tine, autoarele de autoficțiune asta fac, încearcă să se cumva să preia tematic sau stilistic din atributele feminității. Ori Ioana se duce în direcția cealaltă și încearcă să facă o proză, cum să zic, nefeminină, nu știu cum să spun altfel. Și
da, firească, ăsta este cuvântul, da. Eu nu vreau să intrăm în disputa feminin-feminin, dar e limpede că e, acest lucru e un lucru interesant și se vede în proza ei. Foarte interesante sunt și în textele anterioare și aici, sunt aceste descrieri ale familiilor. Familia este o temă, aproape o supra-temă în proza Ioanei Drăgan. Aceste familii, de multe ori disfuncționale, nefericite în felul lor, fiecare în felul ei, ca să zic așa, să parafrazez o butadă. Dar mai ales aceste familii în care bărbatul e, aceste familii, să zicem, patriarhale românești, așa, nu știu cum să spun altfel, în care bărbatul e cel, știu, trage la măsea, e violent sau știu și eu, e mâncău sau, și femeia este cea, este figura supusă, e cumva o preocupare în descrierea intimității și cumva da, funcționării sau nefuncționării cotidiene în sânul acestor familii. Există și aici familia lui Gelu, este o astfel de familie în care tatăl este un tată agresiv, în care mama este o femeie rasist, da, în care mama este o femeie invizibilă, cenușie, care gătește feluri de mâncare peste feluri de mâncare și n-are, e un fel de prelungire a bărbatului. Există pe de altă parte, nu știu ce mai vreau să zic, în fine, nu cred că vreau să... Există și în, da, și în gripa o astfel de familie, deci e cumva recurentă preocuparea asta pentru descrierea unui tip de familie comună, aș zice, într-un cuvânt, da? În care, sigur, că vedem peisajul românesc prin excelență, cu toate netehnele lui. Oricum, s-au spus foarte multe lucruri despre cartea Ioanei. Probabil că personajele o invită pe Ioana să fie atât de aproape de realitate, atât de realistă și să nu fie nimic edulcorat, pentru că personajele pe care ea le creează și pe care precis le întâlnește în viața de zi cu zi, o invită la asta. Oamenii nu sunt pe o singură dimensiune, oamenii sunt variați ca fir, ca temperamente și așa mai departe, și nici femeile nu sunt toate numai dulci, femeile sunt de toate tipurile. Da, te rog. Eu aș fi avut o curiozitate. În multe din textele tale, Ioana, nu e povestea ca în, povestea de iubire nu e ca în basme, au trăit până la bătrânețe fericiți. Adică aproape niciodată nu există această fericire realizată, nu știu, casnică sau din contra foarte romantică, realizată, împlinită. Adică întotdeauna în viața personajelor tale iubirea nu e o cale de împlinire, e clar, și aproape că niciodată n-am fost atentă să număr sau să inventariez, dar aproape că niciodată nu sunt fericită în dragoste. E ca în viață. Aproape ca în viață. Aproape ca în viață. Uneori e, nu, aș spune că este ca în literatură. În viață sunt foarte multe povești fericite, dar în literatură cred că e mai interesant nefericirea. Acum, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. N-am să mai plictisesc audiența cu încă un fragment citit. Mai eram pregătită cu vreo două, dar nu aș vrea să abuzez de timpul atât de prețios pe care mi l-ați acordat.
Dar aș vrea să mulțumesc în primul rând celor care au spus lucruri atât de frumoase despre mine. Încă o dată repet, mă simt ca la un spectacol, mă bucur foarte mult să aud că v-a plăcut acest roman și sper de altfel, dorința mea cea mai intensă este să fie citită cartea și bineînțeles ca orice scriitor își dorește ca cei care o citesc să le și placă ceea ce întâlnesc acolo. Eu m-am gândit să spun câte ceva despre resorturile care m-au dus la această carte. Nu voi mai povesti nimic, nu voi mai citi nimic. Vreau doar să spun că, într-adevăr, din tot ce ați spus și voi aici și pentru care vă mulțumesc foarte mult și ce a scris Paul Cernat în postfață, am regăsit, sigur, foarte multe lucruri care m-au pus pe mine pe gânduri și asta este un lucru important. Spunea bine Ioan Cristescu că această carte, atunci când am lansat Gripa, o poveste de Crăciun, și Ioan Cristescu și Dan Silviu Boierescu, care a scris mult despre prozele mele de-a lungul timpului, au spus, da, dar uite, s-a terminat cam repede, puteai să scrii mai mult, să fie mai așa. Eu sunt foarte atentă sigur că sunt foarte flatată când aud aprecieri și lucruri frumoase despre proza mea, dar sunt și, trebuie să mărturisesc, că întotdeauna mi-au prins foarte bine și observațiile critice. Și anume faptul că am sesizat atunci că, da, aș fi putut poate să continui și să fie o proză mai lungă. Bun, asta este o discuție încheiată, însă când am această carte, acest roman, a fost un, trebuie să vă mărturisesc, că a fost un moment de grație, probabil că nu știu dacă îl voi mai avea vreodată. Am scris la acest roman cam 4 luni de zile, în 2022, între ianuarie și mai, zi de zi. Deci, practic, nu m-am oprit. Am început să-l scriu și l-am scris. Deci asta nu s-a mai repetat. Am avut pauze foarte mari în biografia mea în care nu am scris. Acest roman a fost scris dintr-o suflare. Dar el a venit pe fondul unei teme. De ce mi-am propus? Mi-am propus să fac altceva. A venit pe fondul unei iritări pe care am simțit o stare așa. Unul că tema în sine, deci ideea de fericire, toate manualele de dezvoltare personală pe care personal, cu toate că am tot respectul pentru și pentru cei care citesc și pe cei care scriu și toată nebunia aceasta de dezvoltare personală care a înlocuit literatura într-un fel în ultimii ani, deci este o nouă paraliteratură, cum să cucerești un bărbat, cum să ai succes, cât manualul de fericire în 10 pași, fericirea în 100 de pași, etc., etc., etc. De aici a pornit așa o temă, de asemenea și pe toate aceste, adică tema fericirii a fost o temă la care m-am gândit de mai multă vreme și inclusiv toate aceste rapoarte, printre altele, nu știu dacă știți, în Bhutan, produsul intern brut este un produs al fericirii. Sunt țări foarte speciale care consideră fericirea în fel și chip, în România atâtea și atâtea discuții, deci de undeva din realitate, ca întotdeauna, pleacă o temă. Întotdeauna pleacă din realitate și tot în realitate se întoarce. Deci asta e o chestiune. Deci a pornit și dintr-o iritare legată de o temă comună și actuală, a pornit și din faptul că am vrut într-adevăr să scriu mai mult, pentru că am zis, bun, scriu numai în microroman sau așa, nu se poate, vreau să scriu, a fost o ambiție să scriu un roman mai amplu. Printre altele a fost de asemenea și o iritare la faptul că foarte multă, evident că eu scriind, există justificări, scriind foarte mult despre femei și alte vietăți și foarte multe personaje feminine, oricum, da, Florina Pârjol nu cred deloc, nu-mi place termenul de literatură feminină, nu mă identific în niciun fel, dar deși faptul că am scris foarte mult despre femei, bun, eram cumva așa într-o linie, am scris foarte mult despre femei, toată lumea spune numai despre femeile mele, foarte frumos, zic, bun, atunci am propus să scriu un roman cu doi bărbați. Și deci a venit așa, intern a venit așa. Acum revenind la titlu,
Ei bine, aici a fost o discuție mai lungă și iarăși așa pentru plăcerea audienței, pentru că trebuie să spunem așa și câteva lucruri de laborator care să facă plăcere, nu numai discuții teoretice. Și asta, acest titlu a fost găsit dintr-o discuție cu Cătălin Țârlea, care este primul meu cititor de 30 de ani și cel mai critic, asta pot să garantez. El a avut răbdare ca pe aceste 4 luni întors de la slujba lui și munca lui să și asculte ceea ce eu scriam în fiecare seară. Și, da, bine, înainte de asta, pe lucru pentru care îi mulțumesc în mod deosebit, ca de fiecare dată, și să nu mă privească cu ironie, dar a contat. Ceea ce vreau să spun e că, povestind așa, discutând, uite, vreau să fac acest roman care să are această temă, deci chiar la început așa, și zic, dar o să-i spun În căutarea fericirii, pentru că mă enervează, vreau să persiflez, vreau să-mi bag joc de toate manualele de fericire și asta e tema și așa mai departe. Și Cătălin a zis, cum? Nu, zice, În căutarea nefericirii, că asta este, deci practic, titlul, bun, și nu scrisesem niciun rând, ca să zic, la momentul respectiv, dar evident că tema este nefericirea și căutarea aceasta, am spus eu într-un cuvânt recent, mai suspicioasă a fericirii, a nefericirii, este o temă nouă pentru mine și dacă alte teme se regăsesc, cum este cea a norocului, de exemplu, sau a familiei și alte teme pe care cei care îmi cunosc Cristul poate le regăsesc în carte, evident că această nefericire și a căutărilor și a unei dialectici și a unor contradicții între fericire și nefericire este o temă nouă și sper că cei care vor citi acest story, această poveste pe care am imaginat-o, poate că vor găsi ceva interesant în ea. Pentru că foarte mult s-a vorbit de fericire și nefericire, mai vreau să spun tot așa anecdotic, dar nu numai anecdotic, vreau să spun că eu sunt acum un autor de-a dreptul fericit, pentru că m-am întâlnit cu editura Tracu-Sarte, sunt la a doua carte la Tracu-Sarte, mă simt un autor al acestei edituri și asta este un lucru foarte, foarte important pentru un scriitor. În momentul în care am vrut să public acest roman și, evident, fiind și departe, am încercat diverse, am mai vorbit cu unul, am mai vorbit cu altul, tot așa anecdotic, trebuie să spun că au fost diverse idei pe care pe toate le respect, pe toate le apreciez, nu înseamnă însă că și vibrez la ele. De exemplu, un foarte important și foarte potent editor mi-a spus anul trecut, vai de mine, 300 de pagini, este groaznic, hârtia o să ajungă în 2023 să coste 100 de lei o astfel de carte și nu mă mai încumet și ok, zic foarte bine. O altă discuție așa, într-o tatonare, mi-au spus că uite, acest tip de subiect este cu așa și pe dincolo, nu este roz, nu este pentru corporatiști, nu, nimeni din zona elitelor nu o să citească o poveste de acest fel, că așa și pe dincolo și corporatiștii vor să citească roz și roz bonbon și să se destindă când pleacă de la slujbele lor. Așa, bun, eu m-am speriat și m-am frustrat, așa, zic, vai de mine, n-am scris o prosă care să mulțumească corporatiștii. Diverse alte discuții au mai fost, sunt foarte multe acum la modă, sunt doamne, domnișoare extrem de respectabile care sunt creatoare de colecții la diverse edituri și care își doresc să aibă scriitorii care să scrie după cum vor creatoarele de colecții, nu după cum vor scriitorii. Deci acest ego extraordinar pe care îl respect, iarăși este foarte interesant, dar nu vibrez eu la el. Unele poate nu au simțit nu au simțit o carte ca asta în colecția lor, iarăși nu m-am supărat și nici nu
are sens să... Da. Însă, la Tracu-Sarte, iată că cartea nu... Deci s-au întrunit foarte multe condiții fericite. Deci cartea costă doar, să spunem, prețul doar 35 de lei și aproape cât gripa, deci nu s-a mărit, nu s-a prăbușit România, nu s-a mărit prețul la hârtie. Cred că este și pentru corporatiști, adică nu v-ați pus, nu și-a pus problema asta, adică la Tracu-Sarte se publică și pentru corporatiști și de asemenea nici nu... Cred că m-ați simțit cumva și în seria absolut onorabilă a numelor care sunt publicate la Tracu-Sarte, așa încât eu sunt efectiv, acum revenind la, revenind la realitate, sunt ceea ce se cheamă un autor fericit și foarte bucuros, pentru că după gripa, o poveste de Crăciun care a fost un succes, iată că mă simt foarte confortabil și foarte bine ca autor la una dintre cele mai importante edituri din România, care publică literatură română contemporană de valoare. Eu sunt onorată că mă aflu aici printre numele mari care sunt publicate într-o editură care publică așadar nume din literatura română, nu numai, dar este un efort foarte mare în această lume plină de cărți de dezvoltare personală și de îndreptare, inclusiv cum să citești o literatură. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare astăzi. Eu, dacă cineva din public dorește să mă întrebe orice, sunt... Mulțumesc, Ana Iorga! Da. Bună seara, eram curioasă. De ce s-au calificat Oni și Gelu? De ce meseriile lor? Ce a dus la povestea asta? Adică ce v-a neliniștit în așa fel încât să o scrieți? Ce elemente acolo? Tema? Am înțeles ce a fost entuziasmant la ea și de la ce a pornit cu tema asta a fericirii. N-am citit, m-a pasionat un fragment de la început în care el și soția se ceartă și se anunță deja divorțul pentru că nu se ajunge la inaugurarea magazinului Ikea din București. Care a fost clipirea? De ce ei? De ce Făneluș la un moment dat cu mama abandonată în Italia? De ce ei? Și cum s-au... Și nu alții? De ce ceferist și nu... Nu știu, o altă meserie din Focșani? Și cum și-au luat zborul ei pe parcurs? Adică bănuiesc că, sigur, i-ați direcționat, ați construit povestea, totuși pare că e atât de multă viață acolo și atâta naturalețe, încât cred că Oni și Gelu la un moment dat și-au făcut de cap singuri, fără să mai intervină foarte mult autor. Eu așa simt. Atât. Mulțumesc, deja am vorbit prea mult. Mulțumesc pentru întrebare. Da, mi-am pus problema, poate asta este răspunsul, poate va fi într-o carte viitoare. Într-adevăr, nu e un roman cu super intelectual și de altfel, cred că într-adevăr mai mult m-am concentrat în prozele mele la meserii, să spun, obișnuite. Nu, niciun... Da, la... Nu... Nu știu, nu, poate, nu se știe, poate că în viitor voi aborda și eu astfel de personaje. Nu, pur și simplu, asta mi-am propus eu când am schițat, mi-am făcut un plan la acest roman, dar am știut din start ce vreau cu el. Intelectualii ar fi vorbit altfel, ar fi vorbit poate despre, cu totul alte, despre George Enescu, despre marea literatură, despre... mari compozitori finlandezi, despre lacuri, despre... Am vrut să fie... Eu i-am pus din start într-o altă grilă. Într-adevăr, poate, așa cum spunea Ioan Cristescu, nu neapărat edulcorată sau pusă pe un piedestal, ci într-adevăr să fie persoane care să fie în jurul nostru, pentru că cel mai mult mie mi-au plăcut și cred că mi s-au potrivit ca fel de a scrie modul de a aborda teme din viața de zi cu zi, din cotidian, personaje care sunt în jurul nostru, pe care probabil că în ele m-am simțit cel mai confortabil și ca stil și ca oralitate. Și din acest
punct. Nu, acum mai mult nu știu să... Nu pot să explic. Da. Să știți că Mocșaniu este un oraș foarte frumos și în carte, adică nu e asta. Da. E adevărat că finlandezul acesta când vine citește acolo doar câteva pe date despre Mocșan, că are doar 3 restaurante, dar e doamna Dana care poate să facă o ciorbă mult mai bună decât la restaurante. Fac o mică paranteză cu o anecdotă apropo de Mocșan, că tot s-a zis că ce Mocșan. Nu are legătură cu lansarea, dar îmi permit să vă spun, pentru că am fost martor la ea. În urmă cu vreo 20 de ani, 25, Ioan Groșan a scris un roman, putem să o povestire, Județul Vaslui în NATO. Și era în serial în Cațavenci. Și eram cu el la o bere, sună prefectul din Vaslui, care spune, domnul Groșan, acolo era lupta, cum se intră în, se intră în NATO pe județe, făcea el așa, și ultimele rămăseseră Vasluiul și Sălajul. Domnul Groșan, vă invităm să, la Vaslui, domnule, să vedeți că nu e chiar așa cum scrieți dumneavoastră. Așa că omul acesta din Mocșani este un... om care știe foarte și e important că este ceferist, pentru că de la Focșani, primul nod de cale ferată era Ajut. Deci totul se leagă. Scuzați-vă pentru aceasta, dar am vrut să fie mai relaxată întâlnirea, așa cum este. Veți găsi multe momente în care nu numai veți zâmbi, veți râde efectiv, pentru că este... În multe locuri acest roman are pasaje și scene extraordinar de haioase, de simpatice, de pline de umor. Personajul totuși citește. Ei, bineînțeles. Și citește biblioteci. Nu dăm spoilere. Asta și tot pentru că dintr-o documentare, ca să spun așa, în Finlanda se citește cel mai mult din Europa. Nu există, da, deci dacă intrăm așa, v-am documentat, dar știu foarte bine, deci cam fiecare om are abonament la bibliotecă. Deci aici, adică nu este ceva neobișnuit ca un orice om de o condiție și mai simplă sau și un... super mare intelectual să citească cărți, pentru că asta este o ocupațiune obișnuită, așa cum se merge și la saună, așa se și citește literatură sau orice fel. Acum am înțeles de ce se de duce Emi în Finlanda, da. Ca să citească. Da. Doamna zice că sunt fericiți, numai că personajul nostru român, Gelu, se duce acolo, spun doar atât, și el se plictisește. El consideră că fericirea este altfel. Da, dacă mai sunt întrebări. A, da, da, este o întrebare. Mulțumesc. Vreau doar să spun câteva cuvinte, pentru că nu citesem până acum nimic din ceea ce a spus doamna Ioana Dragan și m-a surprins, o să mă refer strict la ceea ce a citit însă, pentru că de-abia aștept să citesc cartea, și la ceea ce s-a vorbit aici, și mi se pare remarcabil în peisajul literaturii de la noi faptul că știe să construiască dialogul. Autorii de astăzi nu mai știu să facă dialog, pentru că e cel mai greu, din punctul meu de vedere, să construiești dialog. E ușor să povestești, e ușor să descrii, e foarte greu să construiești dialog care să și personalizeze apoi vocea celor de acolo, și în al doilea rând mi se pare foarte greu să faci lumea să râdă. E ușor să faci lumea să plângă, e greu să faci lumea să râdă, și în sensul acesta mi se par două lucruri pe care nu le-am mai văzut de foarte multă vreme în atmosfera aceasta a literaturii de la noi din ultimii ani. Și de-abia aștept să citesc cartea eu împreună cu elevii mei de la școală. Și poate să invităm și pe doamna Dragan la Cervantes să,
să le spună și elevilor cum e cu Finlanda, din care și cu sistemul de învățământe grozav din Finlanda. Mulțumesc mult! Închidem, da? Ne oprim aici. Vă mulțumim foarte mult că ați avut răbdare și vă dorim lectură plăcută din această carte a Ioanei Drăgan, iar ea sigur vă așteaptă acum la autografe. Mulțumesc tuturor! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar să vă citesc chiar ultima frază din roman, ca să nu cumva să plecați. Pentru că, mă rog, se întâmplă, deci se încheie cu și n-a fost onitată să rămâi aici pentru totdeauna. Don't worry, my friend, be happy now. Ar bea ceva și-ar ridica acum paharul, dar nu are voie. Iar cu apă nu se dă niciodată noroc. De aceea eu am adus puțin vin roze și dacă vă face plăcere să ciocnim un pahar cu vin, pentru că, da, cu apă nu se dă niciodată noroc. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc!